Doamna Pana, de ce nu îmbraci și mie nevasta? Vrei să bagă divorț de mine acum de Paști? Nu. Vreau, chiar vreau. Chiar vreau să bagă divorț. Bună ziua la toată lumea, bună ziua la toți prietenii mei de pe canalul meu de YouTube, fane de la Straia. Am revenit cu acest grup pentru că vreau să spun la toți prietenii mei, la toți care mă urmăriți pe mine pe canalul de YouTube, vreau să vă abonați la doamna Pana. Vă rugăm frumos, eu, fane, că avem nevoie de 200 de abonați. Uitați acum, atent, 200 mai avem nevoie. 200? Mă urmărește. Oricum, ai mers bine, ai mers bine față de alții. Da? Ai mers foarte bine față de alții. Da. Băi, Mărcuța a făcut 1000 de abonați într-o săptămână sau două. Într-o săptămână sau două. Mai vrenică. Da. Și vreau să transmit la toți prietenii mei salutări din partea mea, fanii de la Straia. Vreau să vă abonați la doamna Pana. Chiar vă rugăm, vă rugăm frumos pentru că avem nevoie de 200 de abonați. Și vă mulțumim și vă dorim sărbători fericite, Paște fericit la toți prietenii mei. De ce pusești pe mine? Mă? Dacă aveți nevoie de costume, doamna Pana care vă abonați, vă trimite, le trimiți. Da. Costume țigănești, uitați. Cadou, cu bani. Și cadou. Nu, și cadou trimite. Trimite și cadou, spun cadou. Eu. Dar vreau să le arătăm la toți prietenii mei. Vezi că dacă promis, trebuie să trimiți. Tradiționale presate așa. Ia uite, ăștia românești. Foarte frumoasă. Să gănești. Doamna Marița e supărată. De ce e supărată? Păi aici mene pe tine, mai vrei și costum. Haida, doamna Marița, vin încoa. Hai că face cadou. Haida. Lasă că e supărată. E supărată, așa? Da. Să-i dăm rochia aceea. Asta îi place lui soțul. Ea e ușoară, da, ușoară. Aia e foarte ușoară. Să fac proba de sare când mă dezbrac. Păi proba la butură, ce n-a făcut nimeni. Ia dezbracă-te, că doar ai kilos pe tine, hai. 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 Hai dezbracă-te, hai. Imerisele morta, nefana, hai nemuruca. Hai dezbracă-te, doamna Marița. Dă-i zmenele în joacă, o să vedi. A, mamă, ce v-a avut de lumea, mă. Nădragi, nădragi, hai. Mai zmene pe căldura asta? Da, fată, că-i frig. Două. Ce două? Două perechi. Două perechi. Doamne ferește și apă, asta duce cu capul rău de tot. Două perechi. Capistreacul, două. Mă, de ce spui așa? Bă, tu de ce? Ce-a rupt foc? Păi o țură. Păi da, pe mine mă luați de aici la coastă. A fost frig aseară și ieri a fost frig și azi dimineață. Eu am rămas cu ceaca pe mine, că-i frig. Ai văzut când ai plecat tu la oraș? Că te-ai dezbrăcat, te-ai îmbrăcat nora? Da. Am băgat de sabă. I-am dat ceaca. Că tremura norul ta de frig. Tremura, da. Păi ieri au ploaie acasă, am auzit că a nins, a dat fuș de zăpadă. La Cluj a nins. Și la noi a aruncat fuș de zăpadă, mi-a zis mama. Da. Da. Și a fost... Șteric, aveam și o țără treabă cu omul. Păi ce a fost ieri și astăzi? Vezi? Ieri a fost, știi că iarna? Uite ce răghe faină, au, au, au. Dar ceea ce mândru că te-a buline? Nu, nu, am ieși o grămadă. Ia îmbracul pe tine, să vedem și eu cum arată. Pune peste ele. Da, hai să zicem așa, că doamna n-are talie atât de mică. De păi, da, talie de vespie, ce faci acolo? Vezi? Ia-o luci gândul. Bă, asta tu, Codoleta. Ia, doamne, ia. Nu intră, poate, nu intră. Mai tai din ea eu puțin, doamna, da, doamna Pana, mai tai eu cu ferestea. A venit doamna Lămâia. Doamna Lămâia. Doamna Lămâia. Mamă, ce costum lungă ăla. Asta e tu. Bă, da, cine mă treaba tu să? Ginodrolul. Doamna, doamna cu cățelul. Da, unde e cățelul? Acest costum îmi place, da. Da? Vreau să-l iei, pentru că zici că nu mai e doamna Marița. Zici că e doamna Tabacul Viorica acum. Acum fac altă persoană. De ce înseamnă și haina? Haina schimbă omul. Ia, doamnă, vine mai aproape. Gucci, Gucci. Ia, doamnă, de la Gucci, ia. Cine-s florică? Băi, ăsta-i bun! Ăsta-i bun! Uite, uite, doamna Pana, uite! Păi așa e! Așa ai făcut! Nu te-ai certat cu ea!
Așa ai făcut asta, aer, aer. Așa ai făcut, serios. Da. Dar e frumos. Să mor dacă nu-mi place. Mili? Da. Mă duc la spital, unde la ia casă? Puneți bă bani și plătiți capul de mama voastră că v-a crescut, hai. Da, hai. De pâine. Au, vezi? Hai că revenim, frate, mă. Am revenit, am primit tort de la doamna Pana. Ne-a dus aici la butără tort că a avut ziua copilului și transmitem la mulți ani pentru copilul dumneavoastră. Mulțumim, să trăiască 1000 de ani, să-i dea Dumnezeu 5 copii să facă. Mulțumim la fel și copii dumneavoastră. Du-te, copii, bă. Du-te, bine și tu apă de la izvor de acolo, de la ce acolo la izvor? Auzi, Bianca, izvorul minune acolo. Du-te, bine apă, du-te, bine apă. Da. Merg că sunt anacând. Ia uite și pe doamna Bria. Doamna Bria. Mănânc tort de la nepoata să fie sănătoasă. Transmite și eu la mulți bine, ani. La mulți ani. Vorbești ori vorbesc eu. Da, vorbește, vorbește, doamna Bria. Atunci era să mă știu. Doamna Bria, cea mai mare vrăjitoare. La mulți ani să dea Dumnezeu. Doamna Marița. Mă lași? Te las, vrei tot. Să mănânc, mă lași? Las. Să ai poftă, să ai mulțumesc, poftă. Mulțumesc, că trai într-o șapte, el va sta loce, mai că rog pe fizua. Nu vorbește pe românește, nu pe țigănește. Galoata, o pufii! Anibal, unde-a bulez? Mergez! Am revenit și eu cu grup, fane de la Straia, am venit până la Severin, eu și cu Stelică, băiatul meu al mare, uitată și pe Stelică, și acum mergem către casă. Și am zis să vă salut toți prietenii mei de pe canalul meu de YouTube, Fane de la Straia. Ăsta sunt eu, Fane, vă salut cu tot respectul și cu toată stima toți prietenii mei care mă urmăriți pe canalul de YouTube. Vă mulțumesc pentru comentarii. Vreau să vă mulțumesc la toți prietenii mei care vă uitați la canalul meu de YouTube, Fane de la Straia. Și vă doresc multă sănătate și un Paște fericit la toți prietenii mei. Doamnelor și domnilor, acum ne aflăm la ieșire din Severin. Eu și Costedic. Am venit, mi-am făcut o programare să mă duc la doamna doctor să-mi fac un control, un ecograf pentru mâine la ora 10. Asta e, fraților, trebuie să mai ne căutăm și noi sănătatea. Și noi suntem tot ca mașinile. Nu? Da. Mergi cu mine încet, că eu merg încet, bătrânește, da. Nu merg ca tine, am merg mai încet. Știi că eu sunt mai fricos? Nu, îmi fac pe mine. Deja mă udai. Lasă-mă mai încet. Câți bani mai vrei să dai mie Skoda și să-ți dau pe asta? Care Skoda? N-am nicio mașină eu. Skoda la altă. Tu. N-am nicio mașină, eu am mașina lui Nașu, Gheorgheci. Am pus motor pe mașina aia, știi? Pe Passat. Am pus motor nou. Auzit? Ai auzit, da? Și ține ți-a trimis bani. Și mi-ai dat tu? Nu. Da. Să pui motor. Auzi acolo ce scrie frumos, restaurantul Nașu. Nașu Marian. Maria. Lasă mai încet că mă doare sucoasă. Lasă mai încet că mă doare sucoasă, n-auzi? Parcă aș fi o femeie gravidă. Nu mă întrâncini. Că să mișcă în mine acolo ovalele. Mamă, dar uite să mă duc să-mi iau un kil de pește de la Shalom. 15 kg. Mâine luăm de la Serbia. Mergem mai zi. Aha, merg și eu. Bă, ce merge după 10 la doctor. Vezi, mă, că mă pești, că nu
aici e Peco. Vedeți, fraților, Fane, vă spune tot pe unde umblă. Ăsta n-avea, trebuia să stau cu râzii. E nesens. Ha? El? Da. Semnal n-are, bă, la mea. Ce să aibă? Semnal. Păi nu avea nici el. Lasă mai încet. Așa că revenim, fraților. Am revenit și eu cu acest glob. Eu și cu Puffy și cu Rex. Vedeți? Ei stau lângă stăpânul lor. Ce te mănâncă, băi, nebunule? Ce a zis doamna Marit? Bine, mâncăm. Ce mâncăm? Taci. Păi eu mânc aici. Mănânc și eu. Mănâncă, să ai poftă. Eu și cu cățăii mei stau cu ei de vorbă. De ce nu mâncați bobiță? Ia spuneți. Rex? Au, mamă, au. Hei! Gata, nebunule, gata. Băi, nebunule, gata. Wow! Wow! Nu, că te ține minte. Pe bine. Bă, te ține minte. Puffy, hai da. Nu, Daniel, aprinde becul și tu, zic. Ia uite. Ia vină, bă, Rex. Ia uite aici, hai. Bine. Hai, pandau. Gata? Panda, pe felul tău lumac. Și abia eu. N-ai o curie. Să aveți poftă. Mulțumim. Și lămâia nu dea și lămâia porții. Tu mâncați, taci. Da, mâncai. Tac, până când se tac? Că ne culcăm. Lidioana, uite, lămâia asta cu păsopă să o gardă. Dar fi și eu porții de mâncare, numai tu mănânci. Așa respectul nu are. Da. Păi dă-i și eu porții de mâncare. Nu, mâine mănânc de ea. După ce mănânci tu? Da. Ia uite cât e de-a dreapă, vezi? Așa că revenim, frate.